Carnea de curcan este considerată una dintre cele mai sănătoase. Este o sursă de proteine care ajută organismul să repare și să producă celule noi și să apere corpul împotriva infecțiilor sau agenților patogeni. O porție de carne de curcan de 100 de grame oferă aproximativ 32 de grame de proteine. Asta reprezintă 65% din aportul zilnic recomandat. Datorită conținutului ridicat de proteină, acest tip de carne e inclus în diete pentru slăbire și pentru cei care activ practică sportul. Pe lângă proteină, carnea de curcan conține un șir de vitamine din grupul B, precum și acid folic, fier și zinc. Carnea de curcan este benefică în protecția sistemului imunitar datorită mineralelor esențiale precum seleniu. Acesta contribuie la buna funcționare a tiroidei și a sistemului imunitar. De asemenea, seleniu are un rol antioxidant ce ajută în lupta împotriva radicalilor liberi din organism. Dacă suferi de insomnii, consumul cărnii de curcan poate fi un remediu eficient. Asta pentru că ea conține triptofan, o substanță care ajută creierul să producă serotonină, hormonul fericirii. Carnea de curcan trebuie inclusă în alimentație, inclusiv și datorită conținutului redus de colesterol, față de carnea de pui, porc sau vită. Acest tip de carne e recomandat în special bărbaților, deoarece unii compuși ajută la menținerea nivelului optim de testosteron la bărbați și întărește sistemul muscular. Însă nu e cazul să treceți la un regim alimentar bazat exclusiv pe acest tip de carne, deoarece curcanul conține purine. Unii oameni pot avea probleme de sănătate în cazul unei concentrații mari de purine în corp. Ele pot forma acid uric în exces, ceea ce duce la apariția pietrelor de rinichi sau chiar a gutei. De aceea este recomandat să consumați rațional diferite tipuri de carne.